Bine te-am regăsit la o nouă lecție de microscopie. Astăzi vom pătrunde în tainele țesutului conjunctiv dur sau osos, care intră în structura oaselor ce formează scheletul. Țesutul osos conține în structura sa celule, fibre conjunctive și substanță fundamentală. Îți reamintesc, scheletul este format din oase lungi, cum ar fi femurul, oase late, cum ar fi sternul, și oase scurte, falangele. Pentru această activitate practică, îți propun următoarea fișă de observație. Urmărește pașii și formulează concluziile. Iată imaginea la microscop a țesutului osos compact, pe care îl găsim în structura diafizei oaselor lungi și la exteriorul oaselor scurte și al celor late. Legenda te va ajuta să identifici componentele preparatului tău. Aceasta este imaginea la microscopul electronic a celulelor osoase, osteocite. Acestea sunt celule stelate cu prelungiri, dispuse în cavități cu aceeași formă din substanța fundamentală. Recunoaște elementele structurale ale unui țesut osos compact, prezent în structura diafizei unui os lung. Iată imaginea țesutului osos spongios. Legenda te va ajuta să identifici componentele preparatului tău. Țesutul osos spongios intră în structura oaselor late și al celor scurte, fiind protejat la exterior de o lamelă subțire de țesut osos compact. Răspunde cerințelor temei și formulează concluziile. Țesutul conjunctiv dur sau osos este de două categorii, compact și spongios. Este vascularizat și inervat. Conține celule stelate, numite osteocite, fibre și substanță fundamentală numită oseină. Rolurile îndeplinite sunt următoarele. Suport pentru organism prin formarea scheletului, protecția organelor interne sau depozit de calciu.